politică, nu sunt membru de partid, nu văd de treaba mea, dacă mă crede. Dacă nu... Privind ordonanței, da. Privind migrația primarilor, când veți lua o decizie? Am spus, veți avea răspunsurile toate, privind toate plângerile în cursul acestei săptămâni și la începutul săptămânii viitoare. Și vom avea și o conferință de presă, dacă aveți binevoie să veniți, să discutăm după ce le citiți pe fiecare, după ce mă martelați în legătură cu fiecare sau mă felicitați referitor la vreunele, stăm de vorbă pe îndelete. Dar nu este un termen prea târziu, având în vedere că această ordonanță este deja în vigoare, a fost publicată săptămâna trecută în Monitor Oficial și ea în momentul de față se aplică. Prin urmare, cu cât se întârzie acest răspuns? Deci nu se va întârzia deloc. Am zis, zilele acestea, aproape în fiecare zi, veți primi câte un răspuns, două, în legătură cu toate chestiunile spinoase pe care mi le-a pus pe tapet opoziția, începând cu începerea mandatului și până azi. Până la sfârșitul săptămânii. Poate mai apar unele, eu știu. Dacă până la urmă atacați ordonanța și judecătorii decid că nu este constituțională, nu, spuneți-ne ce se întâmplă cu primarii care deja au ales alt partid. Vorbim în momentul respectiv. Când veți avea și motivarea, mă întrebați ce vreți și, bineînțeles, presa înainte de toate, mass media e pentru mine prima putere în stat. Cum vedeți protestele acele din fața sediului dumneavoastră? Au anunțat că în fiecare zi vor veni acolo să facă presiune. Da, în măsura în care sunt și tineri și drăguți, sunt cu atât mai plăcuți. V-am zis, singura rugăminte este aceea să nu facă prea mare gălăgie, ca să putem și lucra la motivări și la soluții. Dacă nu veți ataca ordonanța cu primarii, cei din acele spun că vor cere chiar demiterea dumneavoastră. Păi o cer, cred că înainte de a fi desemnat, așa că nu e o noutate. Da, vă mulțumesc!